povestiri cu tâlc sau parabole sau pilde. Am văzut încă de la începutul seriei că parabola este o poveste fictivă menită să poarte sau să predea un adevăr prin analogie, comparație sau contrast. Am văzut că aceste parabole sau pilde sau povestiri cu târg sunt de trei tipuri în Sfânta Scriptură. Găsim acolo similitudini, zicători și povestiri. Toate acestea compun ceea ce se numește o parabolă. Astăzi aș vrea să ne uităm la o serie de zicători. O serie de zicători uimitoare. Există întrebări cărora le se poate răspunde prompt și pertinent. Ce număr porți la pantofi? Și dai răspunsul. Există și întrebări care par simple, dar care îți solicită creativitatea, fantezia. De exemplu, de ce pisica miaună și câinele latră? Există și întrebări mari, ultimative, care te consumă și la care nu poți da un răspuns definitiv, cum ar fi ce este fericirea. Parabolele Domnului Isus răspund la tot soiul de întrebări, prin argument, nu prin argumentare, ci prin narațiune. Răspunsul nu se lasă expus sistematic, nu este o doctrină predată de la catedră, ci o povestire cu târc. Când ne apropiem de parabole, indiferent de forma lor, fiind similitudine zicătoare, zicătoare sau povestire, parabolele fascinația lor este următoarea. Parabolele spun întotdeauna mai mult decât spun și de multe ori altceva decât par să spună. În cuvântările sale, Iisus presară o serie de zicători și se folosește de ele ca să ne învețe câte ceva. Zicătoarea, conform dicționarului, este o frază scurtă, uneori rimată, asemănătoare maximei, prin care creatorul popular exprimă o constatare de ordine general sau un gând înțelept, un principiu etic, o normă de conduită, o povață. E bine, astăzi aș vrea să ne uităm la o serie de zicători pe care Isus le folosește în predicile sale. Este uimitor, Isus nu predică ca noi, noi predicăm sau vorbim foarte, foarte, abordarea noastră este foarte diferită de a lui. Încercăm să-i găsim o predică în Sfânta Scriptură, găsim predică, așa zisă predică de pe munte, dar ea este o serie de adevăruri înlănțuite, povestiri scurte, imagini scurte, zicători, care întotdeauna spun mai mult decât spun și de multe ori spun altceva decât par să spună. Așa că, haideți să ne uităm la o astfel de serie de zicători. Când Isus vrea să învețe pe oameni câte ceva, despre ce sau ce alege să îi învețe. În zicătorile de astăzi, în fiecare caz, oamenii au venit la el ca să-l întrebe ceva, ca să ceară o învățătură. Isus se uită și le dă o zicătoare ce pare să spună mai mult decât spune, și uneori altceva decât pare să spună. Zicătorile acestea le-am luat ca o lânțuire din Luca capitolul 4 până la capitolul 7. Ne uităm la câteva dintre ele, la câteva adevăruri punctate de Iisus. Când oamenii vin să-L întrebe, să ceară învățătorul Iisus, le punctează câteva lucruri. Care sunt acelea? Haideți să începem cu Luca 4 cu 23. Cu siguranță când veți spune proverbul, zicătoarea aceasta, Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că s-a întâmplat în Capernaum. Contextul în care Isus spune această zicătoare, doctore, vindecă-te pe tine însuți, este destul de clar. În Luca 3, Isus este botezat, în capitolul 4 din Luca este spiterea din pustie, el se reîntoarce în civilizație și și începe lucrarea publică prin prezența în sinagogă, citind incomplet textul din Isaia 61, 1 și 2 afirmând că El este Mesia. Răspunsul oamenilor care este? Toți îl vorbeau de bine, erau uimiți de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și se întrebau Oare nu este acesta fiul lui Iosif? Nu este acesta vecinul nostru? Nu știm noi casa? N-a crescut El printre noi? Nici cel care locuiește la casa aceea? Cum poate să scoată așa ceva? Problema din spatele zicătorului, de ce Iisus folosește zicătoarea aceasta? Problema din spatele acestei zicători este orbirea poporului, a oamenilor, a cunoscuților lui din orașul lui. Orbirea față de faptul că El este Mesia. Cunoscuții lui nu pot accepta faptul că cineva cu care au crescut poate să fie chiar Mesia cel așteptat. Așa că adevărul din spatele zicător este acesta. Dovedește prin practică că ești cine pretins că ești. Când audiența ar vrea să spună doctore, vindecă-te pe tine însuți, ei transmit faptul că înainte de a-l crede pe cel cu care copilăriseră ei, înainte de a-l crede vor demonstrația că ceea ce spune despre sine este adevărată. Auziseră de vindecările din Capernaum și acum aveau pretenția să fie și ei martori ai miracolelor. Iisus contrazice zicătoarea aceasta. Se pare că nu întotdeauna trebuie să dovedești prin practică că ești și nepretins că ești. Uneori este nevoie de altceva ca să crezi. Aplicațiile pentru noi sunt imediate și următoarele. O prima aplicație este aceasta. Cine este Isus pentru tine? Oamenii sunt gata să accepte că Isus a fost un învățător grozav, de bun, un om de un caracter nemaipomenit, un reformator social pentru unii, dar nici de cum fiul lui Dumnezeu, mântuitorul lumii. Cei de lângă el acceptau că este vecinul lor, copilul cu care crescuseră împreună, fiul lui Iosif și al Mariei, dar Mesia, cine este Isus pentru tine? Trăim în niște vremuri în care întrebarea este cât se poate de actuală. Cine este sus Pentru tine ne întreabă, ne, ne chestionează această zicătoare. Trăim în vremuri în care Isus este deconstruit în fel și chip. Citim tot felul de romane pseudo-istorice, două, trei informații istorice și restul este, sunt abureli, sunt ficțiune și noi le credem ca fiind adevărate. Isus este deconstruit prin cărți sau emisiuni pseudoștiințifice, în care câteva semințe de știință și în rest sunt invenții, Isus este deconstruit și este înlocuit. Resurgența păgânismului în Europa, sub sloganul Un nou început pentru vechile căi, este cât se poate de adevărată. Se construiesc temple, se aduc jertfe animale astăzi, în secolul 21. Cine este Isus pentru tine? Este o întrebare cât se poate de practică. Ioan spune clar în 1 Ioan 2 cu 22, cine este mincinosul dacă nu cel care neagră că Isus este Cristosul? Mulți l-ar accepta ca pe un învățător grozav de bun, un om de un caracter deosebit, un reformator social, dar el este mult mai mult decât atât. Cine este Isus pentru tine este o primă întrebare aplicativă. Apoi din aceeași zicătoare, din același context, mai găsim o aplicație familiaritatea periculoasă sau pericolul familiarității. De multe ori cădem și noi în curs aceasta familiarității. Suntem orbi la valorile de lângă noi, pentru că suntem obișnuiți cu ele. Pentru ei atunci acolo, a, Iisus, a crescut pe uliță cu noi. A lucrat și el lângă tare că sunt atelier. Dar îl cunoaștem, este fiul lui cu tare și al lui cu tare. Ce poate fi așa mare lucru de capul lui? Mesia lângă ei, Familiaritatea poate fi periculoasă. La fel pentru noi. Avem valori lângă noi și nu le recunoaștem, nu ne bucurăm de ele pentru că suntem obișnuiți cu ele. Pentru că este de al nostru, îl știm, ce poate fi atât de special. Îl știm, îl vedem în fiecare zi, este în preajma noastră. Și mereu ne uităm în curtea vecinului și ni se par mai interesanți pentru că ce avem acasă. Suntem obișnuiți. Uneori familiaritatea poate fi periculoasă. Din păcate, pentru noi astăzi, expertul este omul care are o servietă și vine de la cel puțin 100 de km distanță. Adică dacă noi dintre noi și are o servietă și vine de la distanță, mă, e mai credibil decât ăia de acasă. Sigur că astăzi servieta este un cont foarte activ pe YouTube, un pe Facebook, pe Instagram, TikTok. A, acelea sunt servietele de astăzi, specialiștii de astăzi. Și ne uităm la ei și căutăm învățătura sau căutăm răspunsul la întrebările noastre, când... Nu cred că aceștia se califică ca fiind experții. Familiaritatea unor poate fi periculoasă. Câte lucruri valoroase de lângă noi le pierdem sau le ignorăm doar pentru că sunt de ale casei. Și dacă vreți o a treia aplicație, care are de-a face cu miracolele și credința. Isus, spunând această zicătoare, refuză să se supună manipulărilor izvorâte din necredință. Refuză să cadă în plasa manipulării cunoscuților lui, crescuse și trăise prin trei timp de 28 de ani. Și asta să vedem niște minuni și la noi, haide. Și Iisus refuză să o facă. Răspunde într-un fel Așa. N-ați văzut nimic până acum? N-ați văzut până acum nimic mai mult în mine? 28 de ani. Maria, mama mea, cu toate experiențele ei pe care le-a povestit, întâmplările de la Betleem, sinagoga din Ierusalim când aveam 12 ani, voi mă cunoașteți cel mai bine. Nu v-ați ridicat întrebări deloc? Mai vreți și miracole? Dacă ați arăta disponibilitate la credință, v-aș arăta. Dar nu aveți. Nu ați dus raționamentul credinței mai departe. Deci nu am să fac nici o minune aici la voi. Degeaba aș face. Pentru că dacă nu există bună bunăvoință, deschidere, căutare, raționalitate, nu vei crede. Și dacă ești martorul unei minuni. Și Isus refuză să facă vreo minune acolo, ne spun textele paralele. Isus nu se mulțumește cu un surogat de credință care are mereu nevoie de minuni, minuni, minuni. Fă niște miracole să te credem că ești Mesia. Și Isus le răspunde, doctore, vindecă-te pe tine însuți? Știi ceva? N-am să o fac. Nu vă folosește la nimic. De fapt, e de știu din experiență că niciun profet nu este acceptat în patria lui. Și Iisus merge mai departe, scena se schimbă. Și într-o întâmplare imediată, Iisus se folosește de o altă zicătoare. Iisus stătea la masă cu vameși și cu păcătoși în Luca 5, iar fariseii vin imediat și îl sancționează. Și spun, Luca 5, cu 33 și 34. Ucenicii lui Ioan, ca și cei ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, dar ai tăi mănâncă și biau. Și Iisus răspunde, puteți să-i faceți pe să postească în timp ce mirele este cu ei? Problema este aceasta, afișarea superiorității spirituale, disprețuind banalitatea ucenicilor lui Iisus. Și foarte interesant, deși în lege este prescris un singur post anual, legea lui Moise cere, pretinde un singur post pe an. Postul anual de ziua ispășirii îl găsim în Levitic 16 cu 29. Legea poruncește un singur post pe an. După exil, au mai adăugat încă câteva și aveau patru posturi pe an. Găsim asta în Zaharia 7 cu 5 și Zaharia 8 cu 19. E bine, în schimb, fariseii posteau de două ori pe săptămână, lunea și joia, ne spune Luca 18 cu 12. Deci, sunt net superior. Fariseii, când îi pun astfel de întrebare, se simt deja net superior. Superioritatea este implicată acolo, nu? Legea ne poruncește un post pe an. Noi facem 109 posturi pe an. Două pe săptămână, plus cele cinci cerute de lege. Ideea superiorității este acolo. Uitând că scopul postului este jelirea. În ziua ispășirii se postea conform legii și se băteau cu pumnii în piept. Și Iisus le spune, și ucenicii mei o vor face exact în împlinirea zilei ispășirii. Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci, în zilele acelea, vor posti. Termenul folosit aici, expresie pentru mirele, va fi luat de la ei, sugerează luare violentă și trimite clar cu gândul la moartea sa. Când eu voi fi luat într-un mod violent, când eu voi fi crucificat, ucenicii mei vor posti. Adevărul central al zicătorii este acesta. Orice disciplină spirituală pe care o practici trebuie să aibă un sens, un cadru și un timp potrivit. Aplicația pentru noi. Nu te mândri cu spiritualitatea ta. Te faci de râs. Exercițiile spirituale făcute de dragul exercițiilor spirituale sunt sterile. Exercițiile spirituale pe care tu le practici sunt spre binele tău. Nu a lui Dumnezeu. Și nici nu te pun într-o poziție superiorita de superioritate față de alții. În momentul în care încerci să-ți etalezi profunzimile spirituale, practicile tale, seriozitatea ta, deja te-a descalificat. Și sus, prin zicătoarea aceasta, poate poți să-i faci pe să postească în timp ce mirele este cu ei? De fapt, le spune exercițiile voastre spirituale, trebuie să aibă un sens, un cadru și un timp potrivit. Nu le faci ca să scoți ochii altora, să impresionezi pe alții. Cum arată viața ta? Exercițiile tale, modul tău de a le afișa. Zicătorile merg mai departe. În același cadru, Iisus continuă. Luca 5, 36 la 39. Nimeni nu rupe un petic dintr-o haină nouă ca să-l coase pe o haină veche. Și mai jos. Și nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi. Iar Iisus vine cu o zicătoare care este plină de înțelesuri. Și spune mai mult decât pare să spună. Problema pe care Iisus vrea să o rezolvă aici prin zicătoarea lui este aceasta problematica adecvării, a gestului, a metodei, dacă vreți, a abordării. Deci problematica gestului cuvenit la momentul cuvenit și la locul cuvenit. Nu întotdeauna ambinarea noului cu vechiul este benefică. Așa că pregătiți-vă de o schimbare. Asta încearcă Iisus să sugereze, cel puțin într-o anumită perspectivă, în folosind această zicătoare. Haina veche și burduful vechi simbolizează iudaismul, vechiul legământ. Petecul nou, vinul nou simbolizează creștinismul sau nou legământ. Precum haina uzată sau burdufurile vechi, fariseii erau prea rigizi ca să-l poată accepta pe Isus, care nu putea fi înghesuit în tradițiile lor înguste. Talmudul și Mișna, știm cu toți, erau manualele lor de interpretare a Scripturii, pline de reguli fixe și nenegociabile. Noul legământ însă presupunea abordări noi, noi tradiții, noi structuri. Farisei erau confortabil în vechiul sistem, cu haina uzată, în burdufurile vechi. Erau confortabil în vechiul sistem, pentru că era un topul lanțului trofic. Aveau prestigiu, putere și influență. De ce să se schimbe? De ce să încheie cu sistemul acesta? Avea un loc privilegiat. De ce nu era posibil să faci reparații vechelui sistem? Pentru că acela era doar umbra realității ce urma să vină. Și de ce Isus este atât de categoric cu aceste cuvinte care spun mult mai mult decât pare să spună? în epistola către evrei ne se spune legământul din tâi a fost dat până la vremuri de îndreptare, după care gata. Și atunci, adevărul din spatele zicătorii, învățătura este următoarea. Creștinismul sau nou legământ nu este un petec al iudaismului. Vechiul legământ este o înlocuire a lui. Asta spune Iisus prin cuvintele acestea. Și asta poate tulbura foarte tare, chiar în zilele noastre. Iudaismul, burduful vechi, nu poate conține creștinismul, vinul nou. Și numai în sensul că iudaismul nu are loc pentru celelalte națiuni. Și acesta să fie singurul motiv, deși sunt mai multe. Trăim vremuri în care, în bisericele noastre, iudaismul este adus de unii și de alții. Primici forme, primici ritualuri, primici acte de comportament. Stiluri de viață. Ce vrea să spună Isus aici este soluțiile eclectice de multe ori au efecte negative pentru ambele tabere. Vedem tot mai mulți oameni care se întorc la sabat, care încep un nou regim alimentar din motive teologice, spun ei. Isus spune foarte clar, nu poți să vii cu tai o haină nouă ca să cârpească o haină veche. Nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, că explodează, crapă. Îmbinările acestea n-au niciun rost, niciun rol, niciun folos. Sunt distrugătoare, sunt nocive pentru ambele tabere. Îmbinările acestea sunt neînțelepte. Dar aplicațiile acestor, aceste zicători merg mai departe și mult mai aproape de noi, dacă vreți, dincolo de domeniul teologic. Și anume, Isus nu vine în viața omului ca să peticească vechiul Eu, el vine ca să-l transforme. Deci, la nivel personal, poate că avem ceva de învățat. Dacă ceva a funcționat cândva în viața ta, nu înseamnă că va funcționa tot timpul. Ai grijă la inima, gândirea ta, să nu se rigidizeze și să nu mai încapă nimic nou și adevărat înăuntru. Fi deschis la vorbirea lui Dumnezeu. Asigură-te că e vorbirea lui și fi deschis. Sau dacă vreți o altă aplicație în alt domeniu, rigiditatea în lucrarea împărăției nu este benefică. Maleabilitatea înțeleaptă dă roade. Programele, lucrarea bisericii nu trebuie pusă în structuri rigide în care prospețimea, atingerea Duhului să nu poate să-și facă loc. În timp ce adevărul cuvântului rămâne neschimbat, metodele și abordările de lucrare trebuie adaptate mereu și mereu. Iată o zicătoare bogată în învățători. Mai trece scurtă vreme câteva intervenții la Iisus și Luca 6,39. Continuă Iisus cu o altă zicătoare. Le-a spus apoi și o pildă. O numește pildă. Poate oare un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea ei amândoi în groapă? O pildă sub formă de zicătoare. Cadrul aici este acesta. După ce Isus anunță că vechiul legământ va fi schimbat cu unul nou, Isus face lucruri nepermise în ziua de sabat. Strânge grâu, vindecă oameni, își alege ucenicii, și se află pe munte predicând mulțimi. Problema pe care Isus vrea să o rezolve aici cu această zicătoare este aceasta. Contează pe cine urmezi. A te lăsa condus de cine nu vede, nu înțelege, refuză să cunoască, te duce nicăieri. Așa că învățătura din spate merge, de fapt, împotriva ironicei zicale contemporane nouă, pe care o știm cu toții și cu toții zâmbim când auzim. Cine știe face, cine nu știe învață pe alții să facă, cine nu știe nici să învețe pe alții, conduce. Iisus merge împotriva acestei zică, zicale. Când nu înțelegi planul și lucrarea lui Dumnezeu, nu ai cum să fii un lider spiritual adevărat. Poate un orb să conducă un alt orb. Când nu înțelegi ce așteaptă Dumnezeu de la tine, nu ai cum să înveți pe altul. Așa că caută să cunoști, să înțelegi. Dacă urmezi pe un orb, nu ajungi la destinația dorită. Așa că verifică bine pe cine urmezi. Nu-ți lăsa furată privirea de aspectul, de carisma, de structurile lucrării lui sau faptul că te simți bine primit în comunitatea aceea. Mai degrabă verifică conținutul, adevărul învățăturii sale, valorile promovate, standardele morale. Pune termometrul în aceste domenii. Nu faptul că ești așa de bine primit și te simți așa de în largul tău. Ne putem simți în largul nostru și în cele mai nocive locuri. Pentru că de cele mai multe ori ne simțim bine când natura noastră păcătoasă este satisfăcută. Și atunci ne simțim bine. Dar faptul că te simți bine într-un loc, nu garantează că ești în locul cel bun. În același cadru, Iisus continuă cu zicătorile. Ucenicul, Luca 6 cu 40, ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic, pe deplin pregătit, va fi ca învățătorul lui. Problema? Maestrul pe care îl ai contează. Fiecare învățător sau maestru avea discipolii săi atunci. Aceștia erau recunoscuți după conceptele pe care le vehiculau, după felul de argumentare pe care o foloseau și după valorile ce le profesau. Imediat, în vremea aceea, puteai recunoaște a cui ucenic era cineva după modul în care trăia, argumenta și după preocupările pe care le avea învățătura pe care Iisus vrea să o lase audiențe este următoarea. Nu poți ajunge mai sus decât ținta pe care ți-o propui. Sau, altfel spus, rezultatele sunt cel mult pe măsura investiției, dar pot fi și mai mici. Nu poți ajunge mai sus decât ținta pe care ți-o propui. Ucenicul poate ajunge maxim la nivelul maestrului său, dacă îl urmează. Aplicația pentru noi, Iisus privește la noi ca fiind niște ucenici, discipoli, învățăcei ai săi. În fapte 4 cu 13, ascultați ce frumos, ce exemplu găsim în ucenicii lui Iisus. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Este vorba de Sinedriu, de conducători religioși. S-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fuseseră cu Isus. Au priceput că fuseseră ucenicii lui. Pentru că se comportau ca El, vorbeau ca El, erau ca El. Întrebarea aplicativă este, despre mine se poate spune așa ceva? Când cineva se uită la mine, ar putea spune că sunt cu Isus? Așa că alegeți modelul cu atenție. De ce? Pentru că vei semăna cu El. Vei semăna cu El. Zicătorile continuă. Mai departe, în Luca 6, 41 și 42. De ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău, și, dar nu observi bârna din ochiul tău? Cum îi poți spune fratelui tău, frate, lasă-mă să scot așchea din ochi, când tu însă nu vezi bârna din ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci îi vedea clar să scoți așchea din ochiul lui. Între învățăturile pe care Iisus alege să le spună audienței sale, se află și acesta. S-ar putea să fie o problemă. De ce Iisus alege genul acesta de zicători și de învățători? pentru că cu siguranță constituie o problemă pentru cei care îl ascultă. Problema din spate, de ce vezi paiul? Adică Iisus arată cu degetul spre omul care caută în adins, care vânează greșelile altora, omul care și-a dezvoltat un obicei, poate chiar o plăcere în a descoperi fisurile altora și în a le aduce la lumină. De ce ești tu așa de preocupat de defectele celuilalt, de alunecările celuilalt? De ce? Învățătura din spatele zicătorii este aceasta. Condamnarea altora te expune și te acuză pe tine. Pentru că în momentul în care tu ești avid în a găsi defectul cuiva, în a descoperi, te face pe tine să fii cântărit după aceeași măsură. Când vine vorba de o aplicație, este pe noi aplicația aceasta. Și anume, omul religios, moral, este mult mai expus condamnării semenului decât vameșul și păcătosul. Orică de dur sună, așa este. De ce? Pentru că omul religios și moral este ispitit să se vadă mult mai bun decât păcătoșii de lângă el. Așa că Iisus încearcă să ne transmită. Nu fi grabnic la condamnare, de cele mai multe ori nu cunoști toate datele. Așa că vindecarea spiritului de condamnare, continuă Iisus, este sau vine doar în urma corectării percepției de sine. Asta încearcă Iisus să spună. Evaluează-te și vindecă-te. Abia apoi vei vedea clar sau te vei afla în poziția de a-l ajuta pe celălalt. Pentru că în momentul în care vezi că tu ai greșeli și mai mari, alunecări și mai mari, momentul în care observi că tu nu te califici să scoți așchea din ochiul celuilalt, vei avea empatia și compasiunea necesară unei astfel de acțiuni. Din păcate și aici suntem unii dintre noi care repede ne evaluăm și vindecăm, spunem, da, 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 așa sunt, în adevărat am și eu defectele mele, mi am rezolvat, nu, acum să trecem la așchea din ochiul tău. Și cei mai mulți ne amăgim în felul acesta în care spunem da, eu mă văd cum, vă, cum sunt, îmi văd efectele, mi-s foarte clare, bun, bun, uh, mi le rezolvă Dumnezeu, acum hai la tine, hai să vedem, să te scoatem, pentru că pot. Este interesant că Iisus, din mulțimea posibilităților de învățături pe care le-ar fi putut, da, el le punctează pe acestea. Și seria lui de zicători continuă în Luca 6 cu 47. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă vă arăta cu cine se aseamănă, vedeți similitudine. Vă vă arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Este asemenea unui om care atunci când a construit o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Și când a venit șuvoiul de apă, râul a izbit în casa aceea, dar n-a putut să o pentru că fusese construită bine. Însă cel ce aude și nu face este asemenea unui om care a construit o casă pe pământ fără temelie. Când râul a izbit în ea, casa s-a prăbușit imediat, iar distrugerea acelei case a fost mare. Problema pe care Iisus vrea să o rezolve cu această similitudine, cu această pildă, parabolă, este următoarea. Există un pericol real în a auzi și a nu împlini, în a ști și a nu împlini între a declara și a nu face. Se pare că este o altă problemă cu care omul se confruntă și sus alege imediat să o puncteze. Învățătura din spate ar putea fi următoarea: Isus este Domnul sau Regele tău, doar în măsura în care asculți de El. Până la urmă faptele tale dovedesc apartenența ta, loialitatea ta, nu vorbele tale. Aceasta este aplicația pentru noi. Faptele tale dovedesc apartenența ta, loialitatea ta, nu vorbele tale. Și în final, Iisus, în Luca 7, de la 31 la 35, mai folosește o zicătoare rimată în original cel puțin. O zicătoare care are de-a face foarte mult cu abordarea vorbirii lui la nivel personal. Contextul? Ioan Botezătorul își trimite ucenicii ca să-l întrebe pe Iisus, tu ești Mesia? Iisus îi confirmă Apoi îl validează și ridică pe Ioan în fața mulțimii și îi mustră pe fariseii care au refuzat oferta pocăinței adusă de Ioan. Și zice Isus: Așadar, cu cine voi asemăna pe oamenii din generația aceasta și asemenea cui sunt ei? Sunt asemenea unor copii care stau în piață și strigă unii la alții zicând V-am cântat din fluier, dar n-ați dansat. V-am cântat de jale, dar n-ați bocit. Căci a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, iar voi ziceți, are demon. A venit fiul omului mâncând și bând, iar voi ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al colectorilor de taxe și al păcătoșilor. V-am cântat din fluier, dar n-ați dansat. V-am cântat de jale, dar n-ați bocit. Problema pe care Iisus încearcă să o rezolve este aceasta. Respingerea vorbirii lui Dumnezeu, indiferent de forma prin care este adusă. Împietirea inimii, indiferent de încercările de apropiere. Ioan Botezătorul nu mănâncă și nu bea. A, nu e om de lume. Asceza nu de dorit. Să fim serioși, nu-mi place chestia asta. Iisus mănâncă și bea. O, oh, prea e om de lume, prea e prieten cu toți păcătoșii. Nici o abordare nu-i bună. Nici cum nu-ți place vorbirea lui Dumnezeu, indiferent de forma, de mijlocul prin care îți este adusă. Așa că învățătura din spate ar putea fi aceasta pentru noi: Dumnezeu se apropie de tine în fel și chip. Vrea să-ți vorbească astfel încât să fie auzit, înțeles și primit. Dumnezeu vorbește! Și vorbește în multe feluri. Încearcă să-ți spună, încearcă să vorbească pe limba ta. Dar spiritul ultracritic, refuzul ascultării, te împiedică îți împiedică relația cu El. Aplicații? Spiritul ultracritic întunecă rațiunea și voința, examinarea și primirea adevărului. Și poate că Iisus când alege să spună, să facă afirmația aceasta despre Ioan Botezătorul și despre sine, s-ar putea să știe că este una din problemele omului de astăzi spiritul ultracritic. Aproape că credulitatea este mai bună decât spiritul ultracritic. De ce? Pentru că dacă ești credul și creditezi un fals, greul vine sau cade peste cel ce distribuie falsul. Deci dacă tu ești credul și crezi o prostie, vina este mincinosul, cel care a adus falsul, el este vinovat. Dar dacă respingi ceea ce merită a fi crezut, vina este în întregimea ta. Și atunci, spiritul ultracritic îți întunecă rațiunea și voința. Dacă mereu nu este în gura ta în loc de da, îți împiedică voința. Nu mai examinezi, nu mai primești adevărul, pentru că nu. Nu se poate. Criticul cronic are toate șansele să rateze mari ocazii, mari întâlniri, mari momente de bucurie și cunoaștere. Pentru că le spune nu. Apoi, spiritul critic supradozat stimulează proasta dispoziție și inhibă participarea la viața comunității. Când ești mereu ultracritic, n-ai chef de nimic, Nimic nu-i bine, nu-i așa? Nu-ți mai vine să stai între oameni, să fii parte din comunitate, pentru că nimic nu-i bine. Spiritul critic, ca strategia refuzului, încurajează egolatria, vanitatea. Adică, când pentru tine nu este mai la îndemână decât da, arăți că ești cineva, eu știu, nu, no. nu. No. Așa că, Aplicația pentru noi este cât se poate declara. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Îi mai auzi vocea? Sau mereu nu? Unor vorbește ca un tunet, alteori ca un susur blând, altor prin necazuri și dureri, altor prin bucurie și voie bună. El vorbește când într-un fel, când într-altul. El vrea să ți se descopere, să-ți facă bine. Ei seama? sau bași de vină la toate, nici cum nu-i bine. Oferta pocăinței vine și spre tine, ești gata să o primești? Iisus în predicile sale punctează lucrurile. Vorbește scurt, Aruncă o zicătoare, o vorbă înțeleaptă. Îți sugerează uneori direcția de interpretare. Și alteori te lasă cu vorbele acestea ca să le aprofundezi. Pentru că parabolele spun întotdeauna mai mult decât spun. Și de multe ori altceva decât par să spună. Isus selectează anumite teme teme ce au de-a face cu probleme reale de viață și încearcă să-ți vorbească și până la urmă încearcă să-ți ofere viața veșnică, să facă din tine o făptură nouă. Oferta pocăinței vine și spre tine. Întrebarea este, ești gata să o primești? Vă invit să plecăm capul. Și să stăm, să stăm, cu noi înșine. Din varietatea de zicători, din varietatea de adevăruri, de învățături, poate că măcar una dintre ele mai sună ca un ecou în minte. Sigur, nu avem toate problemele, nu ne confruntăm cu toate aceste probleme deodată astăzi. Dar poate unele sunt mai puternice ca, astăzi, ca altele. Așa că Isus încearcă să-ți spună câte ceva. Și încearcă să-ți vorbească câte ceva. Dacă auzi vreun ecou în minte, în inimă, dacă una din aceste învățături este mai prezent acolo în minte, E prezentă ca altele, este foarte probabil că Dumnezeu Duhul Sfânt încearcă. Încearcă. Să-ți cânte de jale sau de bucurie. Înseamnă că vrea să-ți vorbească și să-ți spună aici mai avem de lucru. Aici ar merita să faci ceva. În domeniul acesta ar merita să investești câte ceva. Fie că este vorba de a ști și a nu face, a auzi și a nu împlini, fie că este vorba de spiritul de condamnare în care vezi așchea și nu-ți vezi bârna, fie că urmezi pe cine nu trebuie sau cochetezi că a urmat pe cineva descalificat, dar poate greu de observat că este descalificat. Fie că încerc să îmbini un legământ cu altul, când ele nu se îmbină, ele se înlocuiesc, fie că este vorba de afișarea unei imagini spirituale, de ce nu fac alții ca mine, care Mă apropiu de Dumnezeu cu atâta spiritualitate. Fie că cauți mereu miracolele și extraordinarul, supranaturalul și îl vezi și unde nu este, fie că ești prea familiar cu Isus și cauți mereu ceva nou pe care ne am mai auzit. Sau ești prea familiar cu biserica în care ești. Și încerci poate altceva. Sau poate pur și simplu încă nu ești convins că Iisus este o persoană. Este Mântuitorul. Dacă ai vreun ecou în minte, în in inimă, s putea să fie Duhul Sfânt care îți spune, aici mai avem de lucru. Nu lăsa să se stingă, fă niște pași. Și făcându-i, El te va înui. Pentru că El face toate lucrurile noi. El poate să facă toate lucrurile noi, inclusiv viața ta. Așa, apropie-te de El cu încrederea aceasta. El face Lucrurile noi.